Salutare! Eu sunt Mia, iepurele preferat al lui Ion. Ion este un gospodar cu o inimă mare. Are grijă de mine, dar și de ceilalți iepuri de la fermă. Toți suntem vioi, iubitori, rapizi, dar și fricoși. Îl iubim pe Ion pentru că în fiecare zi ne cântă la nai. Astăzi învățăm să scriem o nouă literă de mână. Oare ți-ai dat seama despre ce literă este vorba? Ai dreptate! Astăzi învățăm să scriem litera I mare de mână și I mic de mână. Pentru a învăța să scriem litera I mare de mână, va trebui să realizăm o linie șerpuită și un bastonaș pe două spații. O să exersez și eu de câteva ori și am să te rog și pe tine să exersezi pe caietul de tip 1 scrierea literei I mare de mână. Pentru a scrie litera I mic de mână, va trebui să realizăm o linie oblică pe un spațiu și să coborâm cu un bastonaș tot pe un spațiu, iar la final să punem punct. Vom folosi o linie oblică, un bastonaș și un punct la final. Te las și pe tine să exersezi acum scrierea literei I mic de mână. Hai să încercăm să scriem acum ambele litere, I mare și I mic de mână, păstrând spațiu între fiecare literă, așa cum am făcut și eu. La începutul materialului am spus mai multe cuvinte care conțin sunetul I. Oare ți-aduce aminte acele cuvinte? Am să te ajut și eu. Mia, Ion, inimă, iepure, iubitor, fricoși, rapizi. Toate aceste cuvinte încep, conțin sau se termină cu sunetul I. Dintre toate cuvintele prezentate de Mia, sunt doar câteva cuvinte pe care putem să le scriem și noi cu litere de mână. Și anume, putem scrie cuvântul nai, inimă, Ion, Mia. Aceste cuvinte conțin litere pe care noi știm deja să le scriem de mână. Așa că am să te rog și pe tine să încerci să scrii cele patru cuvinte pe caietul de tip 1. După ce ai exersat scrierea literei I, încearcă să desenezi un iepure urmărind cei patru pași simpli. Mult succes!